Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Susține că după vârsta de 44 de anișori nu mai ai voie mici și cârnați. Deci cred că este o gravă eroare medicală și nu-mi dau seama cum domnul profesor s-a putut expune unei astfel de situații. Cum să nu mai ai voie după 44 de ani mici și cârnați? Cumva am simțit chestia asta. Câți anișori ai tu, Luca? Eu mai am un an jumate. Și practic de-aia trag tare. Da. Știi? Da. Eu am un an de când m-am lăsat de mici. Te-ai lăsat de mici? De 2 ani trag ca un rob, dar am simțit că e ceva neregulă. Aha. Dar bine, cred că se referă la... La ce? A, de fapt, se și cârnațe. Am crezut că deci, la bicarbonat și... Nu, lasă bicarbonat. Băi, mici poți să mănânci, dar mai puțin bicarbonat. Da. Deci tocătura deci, e problema. A fost la podcast la Cătălin Măruță. Da. Și l-a întrebat, Măruță, care e alimentul care, citez, ar trebui scos acum din dietă pentru a funcționa creierul? Și Mândruță, ce preocupări are, știi? A, deci tâmpesc micii, nu alta. Măruță, nu Mândruță. Măruță, da. Și Mândruță. Măruță. Așa. Da. Și domnul profesor a răspuns, cârnatul trebuie scos. Cârnatul gras. A. Ca să funcționeze creierul. Mi se pare că la noi e prea târziu. S-a dus. Deci stricăciunile s-au dar fost. Dar să știi că eu cârnat gras nu prea mănânc. Păi cârnat micul ce e? Nu. Cum mă nu? N-are prapuri, n-are... Tu crezi că praful? Da, el împiedică. Sigur. Și nu e gras. Păi, nu, micul e dietetic. Practic, dacă iei un cârnat și scoți praporul, ai rezolvat problema, nu, Luca? Da, dar totuși, eu cred că trebuia să spună, uite, detaliile astea, că ne-a lăsat. Hai să-l invităm într-o dimineață. Domnul profesor. Doar să facă niște precizări cu, cu cârnatul. Cu privire la cârnatul. Da. Da. Și avem o speranță, iată ce spune domnul profesor, zice, sunt mare amator de mititei, zice dânsul. Dar îmi pare foarte rău, până la vârsta dumneavoastră, îi se adresează lui Cătălin Măruță, care are 44 de ani. Aici cred că greșește. Deși dacă, vorbea, pare. Dacă vorbea cu Mândruță, micii erau da, buni și la altă vârstă. Deci îi spune lui Măruță, zice, dacă, până la vârsta dumneavoastră, după această vârstă, 44 de ani, cu măsură, de poftă. Zice, nimeni nu spune că de poftă nu avem voie, a precizat domnul profesor Ciurea. Deci, practic... De poftă 7.000 și 3 beri, vă rog. Asta. Dar ce? Pofta omului e diferită, nu? Corect. Eu dacă stau să mă gândesc, fiziologic, da, odată cu înaintarea în vârstă, da, scade porția de mici. Adică noi când mergeam primele dăți la HEPA cu 4 ani, mâncam 18-20 de bucăți. În noi, 3. Nu. Tu mâncai 18 mici, nebunule? Da, gen la... La început de tot, mă ținite, mă, când am fost noi trei și cu Adi, că am mâncat 80 de mici, nu știu ce am mâncat. Era și Adi. Da. Era și Adi. Adi și pe urmă, ușor, ușor, eu am ajuns acum la niște cifre penibile. Am ajuns să mănânc 2 mici, 3. Să știi că ai 4, dacă stau mai mult. Eu toată viața mai mult de 2-3 mici n-am reușit să mănânc. Nu sunt genul. Dar la HEPA, de la 6, 7, 8 în sus. Vezi, e nenorocire. Dar la mine spun, crește, adică eu sunt pe accelerație. Pe la el că nu prea au bicarbonată, spune, de-aia poți să duci. Aha. Deci, practic, sunt sănătoși. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.